Bună seara tuturor, bine ați venit pe canalul meu Luminița Tarot, bine ați revenit la o nouă etalare, oamenii mei dragi. Voi face oroscopul zilei de 5 februarie pentru semnele de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Înainte de toate vreau să vă reamintesc că este o etalare generală și vă recomand să luați doar mesajele care vi se potrivesc. Oamenii mei dragi, vreau să vă mulțumesc și pentru mesaje, pentru susținere. Vă iubesc și vă îmbrățișez pe fiecare. Haideți să vedem pentru Zodia Taur. Zodia Taur, în această zi vă veți lua un timp de a vă odihni, vă veți lua timpul pentru voi necesar pentru a vă reîncărca bateriile. În același timp văd că sunteți în ansie sau aveți gânduri în ce privește anumite proiecte pentru stabilitatea dumneavoastră. Văd că meditați în ce privește o chestiune anume și o femeie semn de apă, scorpion sau perș sau poate nu, poate fi o femeie iubita, mama dumneavoastră, o femeie dragă, o prietenă dragă vouă, care vă va sări în ajutor. Poate chiar dumneavoastră veți fi această femeie mai sensibilă, mai intuitivă, mai altruistă, mai drăgăstoasă să ajutați alte persoane și văd un rege de foc, un rege pasional, poate fi impulsiv uneori, dar în același timp este foarte carismatic și inspirator, adică vă aduce inspirație. Acest bărbat poate fi în semn de foc, berbecul săgetător sau poate nu. Este un bărbat care aduce noutate în viața dumneavoastră. Îi place lucrurile noi, îi place lucrurile, îi place, cum să zic eu, să fie liber să acționeze, îi place energie, îi place să glumească, îi place să vă ajute, să vă sară în ajutor. Haideți să clarificăm pentru Zodia Taur. Deci o femeie și un bărbat în această zi pot avea un rol important. Sau poate dumneavoastră vă gândiți la acest cuplu. Și haideți să vedem. Da, dumneavoastră vă gândiți la acest cuplu, vă gândiți cum se face să colaborați cu ei. Totuși, cred că vă veți gândi în sensul că poate vă e ceva, poate vă sunt antipatici sau ceva nu vă convine, nu, ceva nu vă inspiră încredere, să spunem, în ce privește acest cuplu. Haideți să vedem. Văd că veți avea parte de un nou început. Vreți să faceți un proiect cu acest cuplu, vreți să colaborați cu acest cuplu, vreți să faceți ceva anume. Doriți să dați un început și o șansă acestor persoane. Văd că veți avea parte de noutăți, mesaje, vorbe, dar vi se cere să țineți și un echilibru pentru că văd un pic de instabilități cu acest bărbat în semn de foc. Îngerii vă spun că veți primi bani. Și norocul și câștigurile neașteptate vor veni în viața dumneavoastră. Un portal de abundență se deschide pentru tine și pentru persoanele care tu le iubești să faci o comoară din această bogăție pentru că meriți. Vei primi bani și poate pentru unii cifra 88, 16, 7 are un rol important. Oamenii mei dragi, vă urez o zi frumoasă și vă aștept la următoarea etalare. Vă doresc numai bine, v-am pupat, sănătate. Dacă nu v-ați înscris, vă sfătuiesc să vă înscrieți apăsând pe acel clopoțel. Este gratuit și veți primi notificări pe parcurs. La revedere, sănătate, numai bine! Zodia Fecioară, un nou început, o magie în viața noastră sau poate veți comunica cu o persoană mai tânără decât dumneavoastră în ce privește un nou proiect, un nou loc de muncă pentru a demara ceva nou, să spunem așa. Și văd că veți face magie, veți manifesta în viața dumneavoastră acel ceva nou care doriți să-l faceți. Da? Deci poate o nouă comunicare, vă pregătiți sau în ce privește un proiect anume, veți da roade, vă veți afirma în ce privește acest proiect. Și 9 de cupe îmi spun dorințe îndeplinite, dorințele noastre se vor îndeplini, să știți. Și 6 de cupe în ce privesc anumite proiecte care durează de ceva timp, care durează un proiect anume care e chiar din copilăria dumneavoastră sau poate dorințele se vor îndeplini în ce privește o amintire când erați copil, o veți pune în aplicare, o veți pune în practică. Și văd că poate anumite persoane din trecutul dumneavoastră se reîntorc și văd o relație de lungă durată. Sau poate anumite amintiri vă veți aduce aminte de ele într-un alt mod, într-un mod mai clar. Dar în același timp văd că
simțiți un pic de nostalgie a copilăriei, să spunem așa, și văd că aveți multe vise și fericire vă fi în viața dumneavoastră, să știți, un nou început pentru voi. Și văd că aveți tot ceea ce vă trebuie. Începeți ceva de la zero. Sunteți la început, dar vă veți afirma. Da? Veți pune în aplicare acest proiect care doriți dumneavoastră. Haideți să vedem. Și văd că veți face și magia, adică vă va reuși. Da, veți colabora cu un tânăr, cu un personaj mai tânăr, cu un nețel. Să vă spun de pe acum că acest personaj nu este așa de... Poate este sincer, dar este un pic și egoist. Și poate fi în semn de foc, berbecleu, săgetător sau nu. În ce privește aceste dorințe și fericire, visurile noastre îndeplinite, în ce privește o femeie mai în vârstă sau în ce privesc anumite lucruri din trecutul dumneavoastră, vi se cere totuși să vă folosiți înțelepciunea, să ascultați sfatul unei femei mai în vârstă și să știți că e aici o femeie mai în vârstă care vă ia alături. Ia uitați această pană care strălucește. Și această femeie în vârstă, dacă aveți o femeie mai în vârstă care era la inima dumneavoastră și din copilăria dumneavoastră vă ia alături, să știți, dacă nu mai este fizic printre voi, vă stă aproape, vă ghidează în acest proiect. Și aici îmi spune de o gelozie, să spunem așa, sau de un blocaj. Deci... trebuie să vă folosiți înțelepciunea și să ascultați sfatul unei femei mai în vârstă în ce privește o pierdere de bănuți sau în ce privește o gelozie. Văd aici totuși un blocaj. Vă simțiți blocați într-un mental care provine chiar din copilăria dumneavoastră. Sau ceva care durează de ceva timp. Văd aici o disperare. Poate într-o relație sau în ce privesc copiii. Aici 11-11, da, e flacăra noastră geamănă, un nou început cu o persoană anume. Zice, lasă că acest moment să te unească. Noi suntem două șintile din aceeași flacără, o inimă, un suflet împreună, doar un suflet facem. Noi, eu sunt flacăra ta geamă în acest moment și ne-am reunit. Vin în brațele mele, te țin strâns la inima mea. Oamenii mei dragi, văd că o persoană iubită sau un suflet pereche, un suflet geamă din trecut dumneavoastră se întoarce în viața dumneavoastră sau acest e un mesaj din partea acestei femei în vârstă care nu mai este, că vă ia aproape, vă spune să veniți în brațele sale, vă strânge strâns la inima sa și această persoană de acolo de unde este vă ghidează și vă e alături în problemele dumneavoastră, pentru că se vede că aveți anumite probleme, anumite disperare, să spunem așa, într-un proiect din trecut. Oamenii mei dragi, aceasta a fost etalarea, vă mulțumesc și vă îmbrățișez, vă doresc numai bine, sănătate. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți, apăsând pe acel clopoțel, veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. V-am pupat, Doamne ajută tuturor, la revedere, numai bine. Zodia Capricorn, 8 de monede cu 7 de spade și cu regele de pământ care sunteți dumneavoastră. Aici 8-ul ăsta de monede văd că vă veți concentra să studiați anumite lucruri în această zi, să studiați mai mult, mai bine un proiect, poate veți merge la locul de muncă, poate vă veți concentra pe o relație, veți fi mai atenți la detalii pentru că doriți mai multă stabilitate în viața dumneavoastră. Șaptele de spade, totuși, văd că vi se cere să fiți atenți la locul de muncă în ce privește un bărbat sau din partea unui bărbat, pentru că aici există o manipulare, cineva vă fură pe la spate sau va încerca să vă trădeze, să vă manipuleze, să fiți atenți la consecințe și să luați aminte că cineva aici încearcă să vă ascundă ceva, să vă fure, să nu știu, dar cineva nu este sincer așa cum credeți. Sau poate dumneavoastră vă autosabotați în ce privește o relație de lungă durată sau un loc de muncă, vă autosabotați. Văd totuși aici că există un bărbat generos care stă foarte bine sau poate dumneavoastră sunteți acest personaj care vă veți realiza. Da, și sau poate vă veți lua un moment de pauză, de odihnă.
Vă încercați să scăpați de o muncă, încercați să scăpați de anumite studii, de anumite instrucțiuni. Da, deci aici văd un hoț la locul de muncă, o schimbare, o amenințare pentru stabilitatea dumneavoastră. Haideți să vedem. Ceva care din trecutul dumneavoastră, e ceva care e din trecutul dumneavoastră, văd aici o schimbare, o amenințare. Aici văd instabilitate din cauza unor persoane care aduce instabilitate, riscuri, suișuri și coborâșuri, o contrarietate din partea altor persoane și poate din cauza că sunt mai egoiste sau mai independente, acest lucru. Deci aveți grijă la, dacă veți intra în contact cu alte persoane, aveți grijă pentru că aici sunt anumite contrarietăți și riscuri și pot să ducă la consecințe. Da? Mi se cere atenție. Acest rege de bărbați și o femeie văd un cuplu aici, un cuplu care amândoi lucrează pentru o stabilitate, amândoi, dar nu văd că sunt foarte multă pasiune sau sentimente de iubire. E mai mult o relație unde poate aveți copii împreună sau o relație care se bazează pe fiecare știe rolul, fiecare și stați împreună și încercați să munciți și să construiți ceva împreună. Deci, dar văd totuși o relație unită, dar văd că aici există o femeie, în altă femeie în semn de pământ, care poate vă e rivală sau este geloasă în ce vă privește. Cifra 8 sau 24, 6. Infinita abundență va veni la tine de unde nu te aștepți, de la fontă cunoscută sau necunoscută, de unde te vei aștepta la mai puțin. Ești o creatură divină, ești bocată prin dreptul tău de naștere. Nu uita niciodată, deschide brațele pentru a primi. E momentul să primești. Deci, oamenii mei dragi, cred că în această zi veți primi bani, veți pune bani deoparte, veți face investiții, dar văd totuși o amenințare, o schimbare, să spunem așa, din partea unei persoane în ce privesc banii. Un risc, o contrarietate în ce privesc banii, în ce privește o stabilitate. Deci să fiți atenți, da? Și aici o femeie care vă poate fi rivală și geloasă. Aceasta a fost etalarea, vă mulțumesc că m-ați urmărit, vă îmbrățișez cu drag, vă doresc o duminică plăcută. Dacă nu v-ați înscris la canal, vă sfătuiesc să o faceți, apăsând pe clopoțel, veți primi notificări pe parcurs cu ceea ce voi distribui. Vă iubesc, numai bine, sănătate, Doamne ajută tuturor, la revedere!